Salutare și bine te-am regăsit! Furnizorii de energie ți-au trimis o grămadă de oferte despre cum să economisești la tarife mult mai mici sau, nu știu, ce-ți oferă ei, chiar o factură gratuită, vă semn că oferă un alt furnizor de curent electric. Ei bine, eu astăzi te voi învăța cum să economisești prin controlul dispozitivelor pe care le ai în casă și asta nu este, hai să spunem, nici costisitor și nici greu de instalat. Aici am o priză inteligentă de la Tenda, Tenda Belly SP9. Este cea de-a doua variantă pe care o testez de la această priză. Practic, ai un gadget care se conectează la Wi-Fi, poți să-l controlezi de pe telefonul tău mobil și să vezi în timp real dacă priza este aprinsă sau este stinsă, poți să o programezi când să se aprindă și când să se stingă, dar hai să o luăm pe rând să-ți spun cum funcționează. Ei bine, nu este nimic greu în a instala o astfel de priză. Tot ce trebuie să faci este să ai o conexiune la internet și un smartphone și totul este foarte simplu, instalezi aplicația Tenda Belly din iOS sau Android și poți să setezi diverse scenarii. De exemplu, living room. În living room câte prize ai? 3. Ei bine, poți să pui 3 astfel de dispozitive grupate pe living room. Dacă ai dormitor sau două dormitoare, poți să faci iarăși două scenarii prin care poți să oprești energia în acea cameră sau poți să oprești pe rând dispozitivele, poți să pui unul la lampă, unul la televizor sau orice alt dispozitiv crezi tu că ar putea să funcționeze sau l-ai uitat în priză. Ei bine, eu văd ideal această priză pentru cei care calcă și de multe ori se întâmplă să nu știi dacă ai lăsat fierul în priză sau nu. Iar asta nu numai că îți poate salva energie, dar îți poate salva și casa, pentru că nu orice fier de călcat se oprește automat când nu mai este folosit. Îmi place foarte tare, ele vin în CD4, ai un QR code pe spate pe care îl scanezi cu aplicația despre care îți spuneam că o poți instala pe orice tip de telefon. Le înseriezi și din aplicație poți să le controlezi exact cum vrei. Și nu numai atât, această priză îți spune și câtă energie a consumat dispozitivul care a fost alimentat prin ea, ceea ce mi se pare o chestie foarte tare, mai ales că poți să economisești bani serioși prin setarea unui anumit timp de funcționare al dispozitivului respectiv. Poți să faci comparații între consumul tău de energie din luna respectivă față de lunile anterioare și vezi dacă ai economisit sau ai consumat mai mult. Foarte multe electrocasnice sau electronice spun că au clasă A, A++, A3D+. Dar mie mi s-a întâmplat să îmi consume un televizor mai mult decât îmi consuma aer condiționat, ceea ce mi s-a părut absurd, l-am schimbat între timp. Dar uite, dacă știam, aveam o astfel de priză, știam că televizorul este cel care consumă cel mai mult. Astfel și tu vei vedea dacă dispozitivele pe care ți le-ai achiziționat sunt în standard cu ceea ce scrie în fișa tehnică sau au nevoie de o ajustare sau de o reparație, pentru că orice mică variație a funcționării unui dispozitiv se poate reflecta în factura ta la energie electrică. De câte ori nu te-ai pus în pat, ai lăsat lumina aprinsă și pur și simplu ți este lene să te ridici să oprești lumina. Mie mi s-a întâmplat de foarte multe ori și trebuie să spun că ador acest dispozitiv. Este un întrerupător pe care îl poți conecta și pe la internet și pe la smartphone-ul tău și îl poți comanda prin Google Assistant sau Amazon Alexa, ceea ce mi se pare foarte tare. Același lucru poți să faci și cu prizele și prizele pot fi controlate prin intermediul Google Assistant și Amazon Alexa. Și acest dispozitiv se instalează foarte ușor. Ai toate instrucțiunile de instalare în cutie. Dacă nu te pricepi, eu nu mă pricep, poți să apelezi și la un electrician pentru a-ți schimba întrerupătoarele. La priză nu-ți trebuie nimic
altceva decât să o pui într-o priză clasică și ea va funcționa în parametrii normali. Poți să pui foarte multe, foarte multe întrerupătoare. Uite, de exemplu, atunci când este Revelion, ești plecat de acasă și vrei să lași falsa impresie că este cineva acasă și de-aia uita să lași lumina aprinsă. Ei bine, această soluție te salvează și în acest scenariu. Trebuie să spun că sunt atâtea scenarii pe care poți să le faci cu aceste dispozitive inteligente de la Tenda pe care, sincer, acum 3 ani nici nu le visam. Nici nu le visam că o să devină atât de accesibile ca și preț și oricine și le poate achiziționa și că vor avea atât de multe funcții și le poți controla chiar și prin comandă vocală. Mi se pare wow să poți face acest lucru. Cei de la Tenda au foarte multe dispozitive pentru smart home. Ei bine, internetul ne acaparează viața din ce în ce mai mult și mi se pare că totul se conectează la internet în ziua de azi. Controlul energiei era un pas firesc în evoluția tehnologică. Dacă ți-a plăcut sau dacă ți-a părut util acest clip, aștept să îmi dai un comentariu. Dacă nu ți-a plăcut ceva, aștept din nou să îmi dai un comentariu pentru că îți promit că îl citesc și îți voi răspunde la el. Până atunci, like, share și subscribe și nu uita să apeși pe clopoțel pentru că numai așa putem rămâne conectați.